împărțit totul la 7. Și egal, împărțim pe 70 la 7. 70 împărțit la 7. Plus 35 împărțit la 7. Asta le știți. Mai ne discutăm. 70 împărțit la 7. Deci egal cu 70 plus 35. Deci totdeauna când te afli în încurcătură mare, trebuie să găsești o idee. Asta e tot secretul la matematică. Egal cu 70 împărțit la 7. Deci pe fiecare îl împărțim. Păi 10. Faci 10 plus și 35 împărțit la 7. Adică 7 ori cât se facă 35? 5. 5. Da, plus 5. Am făcut 5 ori 5, 25. 7 și 2 e. Da, foarte tare. Și cu 2 ori 5, 10. Și, deci te-ai dus foarte rapid. 10 și cu 5, păi și-am făcut 15. Un caiet, 15. Deci, iată-ne, dragilor, și în momentul acesta, dificil. 7. Dificil să împartă la 7. N-am calculat. Dar ne-am descurcat pentru că am zis așa, dacă ar fi fost numai 70. Aș fi știu să împart pe 70 la 7. La 70 la 7, gata, 10. Merge foarte repede. Dar bine, hai să zicem 70 cât o mai rămas. Și mai rămas 35. Și pe fiecare am împărțit și ne-am dat 10 și cu 5, 15. Ne-am descurcat excelent. Și așa am zis, măi, și l-am dat la împărțirii cum o să facem. Deci anticipăm și algoritmul de împărțire, ușor, ușor. Că de aceea, cei care știu, 7 în 10 merge odată. De fapt, 7 în 70 vine. Exact. Da? 7 în 70. Uh-huh. De aia se rupe. Și rămâne restul 35. 35. Când îți facem scăderea, rămânea 3 și cumpăream pe 5, 35. Și așa facem primii pași și spre operația de împărțire. Da. Da? Deci acesta este secretul în final al muncii pe care îl desfășurăm noi. Ați înțelege că împărțirea apare ca o necesitate. Iată-ne noi în problema asta, trebuie să împărțim la 7. Să facem grămezi exacte, de câte, 7 grămezi. Câte cât să pun ca să fac 105? 15, 15, 15, da? Deci altă, așa este problema. 15 ori 3 este... Bun, maxim, știm caietul. 15 lei. No. Ce facem acum? Stilou. Unde să ne ducem ca să avem stilou? Oricare. Cea mai simplă. Cea mai simplă, care ne place spate. Cel mai mult. Care ne place cel mai mult este cea care are 5 caiete pe 200 de ore. Asta-i! Că ai tot aici șmecheria că 200 de ore să-ți rămână ca să împaci la 2. Bună ideea! Foarte tare, foarte tare. Deci bine, 5 ori, ca un caiet cât costa, zis? 5 ori 15 plus 2 ori stilou, două stilouri, hai să zicem așa, două stilouri, da. Egal cu 129. 5 ori 15? 5 ori 15? 5 ori 15, 75. Deci vine 75 plus de 2 ori prețul unui stilou, egal cu 129. Acum, două stilouri de aici. Două stilouri egal cu... Egal cu... Egal cu... Două... Așa... Și acum, de aici, două stilouri egal cu... Două stilouri egal cu 129 minus 75, adică două stilouri egal cu cât face scăderea asta? Dar nu sunt de bine. Ei cum? 2 minus 5, 4. 7 din 2, nu se poate, din 12. 13 cu 2, 5. Da? Deci 7 din 54. 54. Două stilouri 54. Un singur stilou. Un stilou. Unul singur. Să se află 54. 4 să ne împărțim la 2. 2. Da? Câți două aici? Numai unul singur de avea, da? 27. 27 lei. Iată, dragilor, cum am aflat
răspunsul corect la problemă, răspunsul e acesta. Un stilou egal 27 lei și un caiet egal cu 15 lei. Observați aici, iarăși, suficient de multe lucruri. Foarte, foarte multe chiar. Și să înțelegem că propunătorii de probleme, Davide, tu, Mario, da, ei așa fac. Cum și am au niște numere. Și au niște numere. Cât costă? Răspunsul practic pe care îl așteaptă, ei îl iau deja. Și acum zice... El deja a făcut problema. Păi da, el pleacă înapoi, de la coadă, de la răspuns și construiește problema. Și spune, 3 caiete și 4 stilouri. Egal 153. Deci nu se dau numele la întâmplare. Da? 5 caiete și 2 stilouri. Dar de ce am luat 2 stilouri? E pricepută, nu? Da, ca să-ți vină foarte ușor, înmulțești cu 2. Da, la stilouri. Fără tu o problemă acum. Nu. Tot cu acele prețuri. Tot cu acele prețuri. Dar așează-ți tu. Așează-ți tu. Așează-ți tu câte de fel, câte fel, ca să-ți vină ți-i bine. Ești la... Schimb numele. Te rog. Nu, dar ce vorbești? Nu, același numele. Nu, același numele. Nu e secretul meu schimbarea numerilor. Dar mă interesează când iei tu aici, cum le iei, câte le iei, ca să meargă problema, cum mi-am luat eu 4 și 2. Ca să mulțesc cu 2 să meargă foarte rapid. Bine. Da? Vorbește. Da. Spune și mie, că eu nu știu ce să fac. 4 caiete plus 5 stilouri. 4 caiete plus 5 stilouri costă? Costă nu știu cât. Vă dau răspunsul mai târziu? Nu, acum. Acum? Vrei să da, faci un pic mai târziu? Da. Și de desubt acum. Spune-mi. 5 caiete. 5 caiete plus? Plus 6 stilouri. 6 stilouri. Vedeți dacă ești necher, să vezi tu acum. 5 caiete plus 6 stilouri. Mi-am făcut așa? Pentru că vine foarte ușor. Bine, mă, să vedem ce ai tu în cap. Acum 4 caiete și 5 stilouri, spune-mi. Vă dau acum răspunsul. Te las cu tine, că ești tu la pupitru. 4 caiete cu prețul acela de 15 lei caietul și de stilou de 27. Așa. Îmi dai răspunsul direct, cu final. Da, final, da. final, mergi pe mâna ta totul. E lucrarea ta, tu faci. Cum mă fac este calculi tare, că nu-i treaba mea. Eu sunt rezolvitor. Eu am neclaritate undeva, dar acum o rezolv. Hai, te rog, să ai neclaritate. Egal 95 de lei. 95 de lei? 95. Pe pierdut ceva în față. Cum 95? Acri 27 de lei un stilou și tu ai 5 stilouri. 5 stilouri? Aici? 35. 5 ori 20. Și cu 3? 190. Cât? 190. Așa, 190. Vezi, aici trebuia să... Mama a venit și a spus foarte repede așa. Aproximezi, nu? Ca să așa, asta. Ca să nu-ți iese vreun rezultat greșit. Greșit. Păi, cu un singur stilou costă 27, apoi 5, 5 stilouri, 5 stilouri... Deja e peste 100. Peste 100.
Că 27 se apropie de 30. 30 ori, ori 5, 150. Deci, aproape de 140, 150 pe acolo trebuie să fie. Ca să nu dăm greșit. Deci, vezi cât de importantă era aproximarea aceea? Da. E valoarea, e valoarea cât de cât să fie aproape de adevăr, că așa, dar e trăznaie. Zi, dedesubt, 5 caiete și 6 stilouri. Ai făcut-o pe asta? Sau acum bucești? Acum. Hai, te rog. După mine, dă mai mult sau mai puțin decât cea de sus? Dă mai mult. Mai mult. Ai față de înainte, ai și un stilou dă în plus. Mai mult cu 42 de lei. Un stilou și un caiet. Adică 15, 42 de lei. Adică aici pui 195 cu 42. Cât face? 200, hai să vezi. 295 cu 42. Nu, cât face, mă? Uite cum mă încurc aici. Ajuți? 237. Merg cu mâna. Problema. Așa, da, dragilor, iată problema făcută de Mario. 4 caiete și 5 stilouri, poți să fie 95. 5 caiete și 6 stilouri, fac 237. Măi, ce să fac eu aici? Stau și mă gândesc. Eu sunt rezolvitor sau? Nu, dumneavoastră sunteți. Tu ai propus-o? I-am propus-o. Așa, mă. Dar dacă nu mă descurc, mă poți ajuta? Da. Să știi că nu mă descurc. Din prima. Din prima nu mă descurc, asta e sigur. Ce să fac aici? Dă-mi o idee. Vom scădea pe a doua pe prima și îmi va da un din a doua pe prima? Și un stilou. Am înțeles. Deci asta ai făcut tu ca șmecherie. De-aia ai luat cu unul în plus, unul în plus, ca să scazi din a doua pe prima. În a doua prima și mi-a dat unul. Un caiet plus un stilou costă... Cât? Aici. 5 din 7. Un caiet. Un caiet. Plus un stilou. Stilou egal. Cât face aici? Vă dau răspunsul mai târziu. Nu, acum trebuie să dai. 42. 42, sigur că da. Bă, da, da, tot nu știu cât costă un caiet și un stilou. Sigur că ai și un stilou, tot nu știu. Însă știu cât costă un caiet și un stilou împreună, 42 de lei. Da. Ce facem acum? M-am scădea pe 237 minus 195. L-am scăzut. L-am scăzut. 42. Mi-a dat un caiet și un stilou. Sub ea pun oricare din astea. Pe care trebuie să o pun sub ea? Cea mai mică. Cea cu numele cele mai mici. 4 caiete. 4 caiete plus 5 stilouri costă 195 de lei. Acum? Și acum ce șmecherie să faci? La un altă știu că trebuie să unde să faci comparația? Te hotărăști? La 4. La 4. Și pentru asta, da? Pentru asta vom înmulți cu 1. Cu 1? Cu 1? Nimic nu e făcut. Cu cât să înmulțim ca să fie egalitate la 4? Cu 4. Pe, bine, pe cine să înmulțim cu 4? Pe? Pe caiete. Pe prima, da? Pe prima relație. Deci asta o înmulțim cu 4 pentru a ajunge 4 caiete. Da? Da. Și atunci avem. Cât faci? Prima relație cum arată? 4 caiete. 4 caiete. Plus. Plus 4 stilouri egal 64 de lei. Sigur? Cu 4. Nu, 84 de lei. E sigur? 4 de lei? De 4 ori rezultatul. Păi de 4 ori? 84 cu 84. Adică? Plus 168. Iar de sub o copie pe cea de-a doua, 4 caiete plus 5 stilouri costă 195.
Sigur că acum compararea la caiete e rezolvată. Nu de aici vine... Nu de aici vine... Păi putem să aflăm cât este un stilou. Sigur că da. E diferența dintre 4 și 5 stilou înseamnă un stilou egal cu... Stilou egal cu... 5 minus 4, 1. Deci din 195 scădem pe 168. 195 egal cu 195 minus 168. Da. Egal cu... 5 minus 1 se poate ne împrumutăm, 7, așa. 9 cu 6, nu, 8 minus 6, 2, da. 27 de lei. 27 de lei. Iată că am aflat un stilou, face 27 de lei. Cum aflăm caietul acum? Unde se reduce? Vom face 27 de lei, așa. De 4, de 5 ori. Da, una mai convenabilă, una mai șmecheră. O relație mai șmecheră. Da, cea cu un caiet plus un stilou. Sigur că da, că acolo îi merge treaba mult. 27 plus cât se dea 42? Așa, 27 plus 42 minus 27. Atunci un caiet. Ne va da 15 lei. 42 minus 27 egal cu 15 lei. Iată, dragilor, am rezolvat problema. Nu, n-a fost decât foarte interesant, foarte interesant când s-a așezat aici. Se așează convenabil. Face așa fel că să fie la diferență de 1 când compune. Ca să-i vină ușor când îți face calculul. Ca să nu scriu așa. Da, și să-ți pleacă problema. Rapid. Scap rapid. Deci, tu ai fost un drăguț nu pentru tine. Ai fost un drăguț pentru mine, care a fost rezolvitorul. Da? Pentru că eu am fost, da, dacă tu îmi dădeai așa ciudat, fistechiu, acolo eu munceam de nu mă vedeam, însă tu ai zis, stai că îi fac așa o treabă bună, să fie, ai fost un drăguț, repet, te am la inimă pentru treaba asta, că nu m-ai pus la încercare, nu m-ai solicitat foarte, foarte tare. Deci, acum, mai poți compune câte ceasul? În 10 minute întârzi. 10 minute, da? Mai poți compune o problemă? Da. Tu ai temă? Temă? Am pe săptămâna nouă, care vine răzbitoare. Era, da. Să facem ce are Daria. Da? Așa. Să vine ea, că l-am făcut. Am înțeles. Am înțeles. Atunci facem următorul lucru. Mai compunem o problemă. Mai compun eu. Te rog, păi tu, că nu eu. O să fiu și eu mai drăguț. O să fii mai drăguț? Dar e glimele, băie, că ai zis-o printre dinți. Și mai ciocafie. Da? Deci o să... O să compun. Hai, te rog. Șterge. 5 caiete plus 6 stilouri egal... Trebuie să le luăm aceeași. Luăm aceeași. Iar una care e mai ușoare. Ca să... Deci... E important câte și câte cum așez lucrurile aici. Aici este. Tot exact cum mai pe acelea. Dar nu am fixat. A doua operație o să fie. Nu știu. Plus mete. Nu. Rea din nou. Rea din nou. De ce ai zis? 4 caiete. 4 caiete. Plus. 4 caiete plus 5 stilouri este egal cu... O să dai tu. Am fantastic. Oai, 4 caiete și 5 stilouri deja? Da. Cât costă 4 caiete și 5 stilouri deja? 60 de lei. Nu poate să fie 60. Deci 4 caiete, 5 stilouri, 195. Păi, fii atentă. Iar te rog să fii atent. 195. Ai luat-o din relație care mi-am dat-o în mâine, da? Nu, le-am făcut de ea. 195. Acum, pe a doua, te rog. 4 caiete. Tot 4. Băi, nu. 6 stilouri. E drăguț și din data aceasta. Prea drăguț. Ești prea drăguț. Nu chiar așa. Dai comparația deodată. Nu, băi, nu. Hai, mă, dă ceva. Da, să fie. Hai, te rog frumos, dă-mi ceva ca să... Muncesc și eu un pic. O să muncesc. Deci nu exagerat de drăguț, ai fost exagerat. 4 caiete. Eu chiar nu vreau să schimb de nou. Plus. 7 stilouri.
egal cu... Hai mă, lasă două caietri. Două, asta vreau să spun și eu. Două caietri plus 7/9. Egal. Nu. Două caietri, 7/9. Hai. Hai să mulțim pe cele. Două caietri, 2 ori 15, 30. 30. Așa, și 7/9 fă tu. Hai acum. 27 ori 7. 195 plus 189. 189 plus 54. 189 plus 30. Deci 27 ori 7. 27 ori 7. Ha? Mulțește. 27 ori 7. 27 ori 7. +189 și plus 30 de aici. 189 plus 30. 219. 200. Nu, 200. Așa, să completați. Ai 100 și mai completat a doua, da? 200. 219. E perfect. Bun. Și eu care sunt rezolvitorul, nu? Tu poți intri în pauză. Tu poți intri în pauză acum. Am intrat în pauză. Da? Am venit propus problema și gata, eu sunt cel. Și zic acum, măi, să mă uit eu cu foarte multă atenție, zic așa, aici e secretul. Ați vrut dumneavoastră cu 2, eu v-am dat. Acum o să fie și mai, nu o să fie așa de complicat. Nu o să fie complicat, că o idee este să ajung la 4 eu. Și cu asta, pentru asta mulțesc aici cu 2, la 2. Nu! De ce, mă? Așa era, așa. E bine, nu? Așa. 4 caiete au fost plus 509, costă 195 de lei. Iar 4 caiete plus 7 stilouă, e bine? Nu. Cât? Cum? Pentru că am 97, 14. Așa, cât timp mi-am luat. Dacă sunt atent, de aceea te invit să fii și tu atent. Dacă greșesc, mă oprești. Mă, 14 stilouri. Așa, 14 stilouri egal cu 219. 219. Nu. De ce? Trebuie să mărim prețul de 2. Sigur că dacă am luat 4, în loc de 2 caiete, 4 caiete, 2, în loc de 7, 14. Atunci și prețul s-a dublat. Deci de aceea trebuie să luăm și prețul dublu. Așa că voi zice aici, 219 plus 219 face 438. Ei, și acum, nu de la diferența de preț, nu de la caiete vine. De la stilou? De la stilouri, că 14 scăzut 5, 9 stilouri sunt în plus aici. Și, făcând diferența 438 minus 195, 438 minus 195. Cât faci, Oarea? Fac eu un... Fă tu, sune sub apele, repede. 438 minus 195. Corect. 243 cum împărțim la 9? 27 de lei. Ca să ajungă la 27 de lei. Cum facem? Mai trebuie să ne vină o idee. Gata. Trebuie să ne vină o idee, ce facem? Nu, trebuie să ne descurcăm. Cum facem? Și... cum să facem? Soluția rapidă! Cum? 243 împărțit la 9. Nu gândesc așa. Nu, gata! Poți să vă spun? Este că ne pe 243. Ca fiind? Ca fiind... descăzut. Eu îți las, că e ca fiind 180, da. Plus 63,
180, cred că știe și el. 180 în parte la 9? Da. 18. Ca și cum ar fi 18. 18. Împărțit la 9. 18. Da, zic că adică 9, cât fac 18? 9 ori 2. Deci cât face 180 împărțit la 9? 180 împărțit la 9 egal cu 18. Împărți la 9, fac? Ce împărți? Tinerețea. Bună ziua. Deci, zicem așa. Yes, stilou, egal cu 243 împărțit la 9. Nu ne descurcăm. Dar pe 243 îl scriem ca fiind 180 plus 63. Totul de împărțit la 9. Și calcul. Egal cu... Și 180 împărțit la 9, adică așa trebuie să spun. Egal cu 180 împărțit la 9 plus 63 împărțit la 9. Și 180 împărțit la 9? 110. Da? Împărțit la 9. Da. Plus 63 împărțit la 9. Așa. Și egal tu. Avem o dată. 180 împărțit la 9. Dacă ar fi 18. 18 împărțit la 9? Nu știu. Nu e! Se poate! Se poate! 20! Exact! Deci se spune să face... 2-18! Da? Și cu 10... Și m-am știut, domnul Lecă. Da? Să mă dați! Mai este... 20... Da, plus... 63 împărțit la 9? 63 împărțit la 9? Știu eu! Nu, el știe! 9 ori cât face 63? 9 împărțit, sunteți cam șmeche. 9 ori... Cât? Aia care nu știai tu. 9 ori... Hai că nu știe. Nu, eu. 9 ori 7. 7 ori 9, 63, da? 63. Da? Deci, ori 7 și face 20 cu 7, 27. Și iată cum am făcut și împărțirea asta. Deci, dragilor, din nou a fost pus în situația dificilă, foarte dificilă. El a propus problema. Da, mama voastră a schimbat-o. Deci, mamă, tu vrei să-mi dai cu 4 caiete la început să nu mă mai pun în situația dificilă. Patru caiete deodată? Da. Și am zis, mai dă mai două caiete, măcar atât îți fac și eu. Și putea spune zrei acum, dacă vrea să fie drăguț, dar nu spune... Nu, 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 nu fii rău cu mine. Așa. Ei, mi-a rămas 9 stilouri. 9 stilouri costeau 243 și atunci zice, acum e acum. Cum să-mi facem noi împărțirea la 9? Asta-i. Și mi-a venit ideea asta fantastică. Pe 243, mie mi-a venit. Da, corect. Da? Mai trebuie să-mi recunosc și eu. Recunoști aici? Da. Normal, 243 împărțit la 9, nici eu nu știu, domn profesor. Deci 243 împărțit la 9 nu se putea face de așa. A, bine. Acum... 27, ca să am văzut rezultatul. Așa. La, aici e momentul frumos, am gândit pe 243 ca fiind 180 plus 63. Asta-i. Dar oare de ce ați gândit 180, Mario, știi? Eu, de exemplu, aș fi gândit 90 cu 90 cu 63, ca să mă împar mai repede pe 90 la 9. Foarte tare și asta. 90 împărțit la 9 face un 10. 10. Iar un 9. Cred că asta ar fost ideea mai deșteaptă. Aia, vedeți, domn profesor, v-am bătut? Da, m-am bătut, da. Deci data asta... Recunoașteți, da? Da, recunosc. Deci dacă tu, dacă mie îmi venea ideea asta, nu 180, că a fost cam mult, 90 și 90 era mai deșteaptă ideea. Da? Pe 90 împărțit la 9 era 10. Un 10. 90 împărțit la 9 încă 10. Altă 10. Iată cele 20 cum au venit. E repede. Și 63 care se împarte la... Care știi. Așa, da, dragilor, vedeți aici, noi facem, ne facem o concurență puternică, Mihaela. Mihaela, dai lecția peste cap. Ok, iertați-mă. Da. 50. Așa. Și trebuie să spunem un lucru. Că așa, din joaca asta, produc, pornim și algoritmul de împărțire. Împărțirea grea ți-am făcut-o chiar. Da? Deci e o împărțire destul de grea, dar iată cum anume se pornește. Din nevoi practice. Deci nu că ne apucăm să facem și jucăm la împărțire așa că ne vine nouă.
Și iată, da? Nouă ne trebuie aici, 9 stilouri costă atâta. Cât costă un stilou? Sigur că trebuia să facem treaba asta. Și trebuie să facem, să spunem așa fel încât să ne putem lipi. De fiecare dată când avem un problem dificil, important este, dragilor, să găsim ideea cu care să-ți pare problema. Ce să fac? Pot? Să am o credere în mine? Sigur că da. Trebuie să găsesc o idee. Bravo, asta e valabil pentru toată lumea. Ei, ne oprim aici. La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. Și să mă urmăriți la Prof Online. La Prof Online. Că ce șmecheriști, eu numai să vedeți voi în continuare, da? La revedere! La împărțire. La revedere. Tu mai zici câte ceva acolo ca să la revedere!